Deci, salutare toată lumea, eu sunt Laura de Beam, special să facem un episod de Minecraft Pocket Edition Survival și mă scuzați, mi-a căzut puțin microfonul de aici din chestia mea de microfon, stați să aranjez eu puțin o chestie. Ok, gata. Băi, și bine v-am regăsit și vedeți ce avem. Da, am văzut și ăsta, dacă mă întrebați. Am văzut acel diamant, da. Fraților, deci toate ce avem în spate, avem, da, și mai e și în partea aia, și cam atât am văzut eu. Băi, fraților, deci am găsit la diamante, încât mai am vreo 12 diamante pe aici, pe la mine, pe inventar, parcă, sau, nu, le-am pus în chest, ok? Deci uitați-vă ce pichixuri au reușit să-mi cal, fraților, deci n-am cum să-mi dau cu game mode, știți și voi chestia asta. Deci mi-a căzut Siltaș 1, ok. Și Fortune 3 și Efficiency 5. Deci, bă, Efficiency 5. Mi-a căzut pe cărți. Da, frate, mi-a căzut cărți. Și am pus chestii făcut, da. Și hai să spargem aceste diamante. Ui, câte diamante o să iasă de aici. Și în acest episod o să ne facem full diamant, credeți, presupun, adică, nu. Vedeți că jucăm cu texture pack-ul default, da, nu mi-a mai plăcut mie să mai stau eu să chestii. Oh, nu, mai bine jucăm cu ăsta. Oricum îmi mai dă mai multe FPS-uri. Și azi vedem câte diamante. 51 de diamante! Am mai văzut și aici. Mai bine, hai să le luăm cu siltaciul. Bă, câte mai sunt, mă? Știu că am văzut aici diamante, dar n-am stat să mai sapă lângă ele. Să le luăm și pe acestea. Acestea de frumușele. Băi, tată, bă, deci... Îmi place foarte mult să mă joc Minecraft-ul ăsta. Mai ales când vedeți cât noroc am, bă. Nu-i noroc. M-am uitat eu la un tutorial cum să faci rost de diamante mai rapid. Și aș vrea să dărâm peretele ăsta după ce terminăm cu chestiile astea cu diamantele. Bă, deci ne-am făcut full diamant. What is this? Ok. Eu pe această serie nu. Pe această serie eu nu folosesc măcă. Pe master ăla care mai jumătate din toți youtuberii care știu eu îl folosesc, așa că eu nu folosesc bine pe youtuber pentru Android. Eu folosesc numai că să mă joc gen așa la troll, am chiar și o lume. Și hai să încercăm această armură, intrăm aici la iteme, nume enchanting-ul, fac, nu mai am prea am lapis, bă, fuck it. Feather falling deja, bă, începem, bă, protection. Bă, e mai bune asta, Protection Projectile. Bă, nu mi-au văzut, știe cine știe ce înceapă-i. Protection. Bă, mâncați și Protection. Unul ziceam și eu, să sperăm că o să-mi cadă, dar... De ce nu? Să nu mai are laur. Să nu mai aibă laur la pis la sulii, pentru că... Oh, da, am uitat să vă menționez. Am făcut gheppeluri. Da, am reușit să fac rost de gheppeluri. Am făcut gheppeluri, cum ai zis. Și o să-mi iau unul la mine în caz că orice. Da. Ia, avem și mâncare la noi. Deci, băi, fraților, seria asta. Ok, haideți să dărâmăm ăsta. Ok, hai să dărâmăm acest strat. Chestii, diamant, știți voi. De ce am zis băi, ce-i cu mine astăzi? Ok, mă, deci, hai să spargem zidul. Și după aia o să luăm noi toate chestiile. Că bine, o chestie. Bine, ok, două chestii. Mai știu, dar mai multe chestii. Bă, ce asta, mă hackuiește Minecraft-ul, cât te-mi pune, bă. Eu ziceam, bă, eu vreau să mai dau de diamant, dar... Bă, Minecraft-ul, ce faci, mă, tu mine, bă? Tu mă pui pe mine la prea presiune, după aia o să-mi zică... Deci spun pariu că acum toată lumea o să s-ar înca, bă, la urât să-i dat cu game mode. Nu am cum să-mi dau game mode, o să vă arăt... La sfârșitul episodului nu am cum să vă dau game, nu am cum să dau game mode, mi-am setat mapa să nu pot să-mi dau game mode, da, aplicații. Deci nu pot să-mi dau game mode, asta știu. Nu pot să-mi dau game mode, nu pot să mă duc pe creativ, nu pot să fac nimic. Și nu mă judecați că am luat eu skin-ul Zandre. Deci, da. Îmi place skin-ul, nu, n-am ce zice. Și nu e skin-ul Zandre, se numește Alfred, deci. Da. Și acesta va fi skin-ul meu, care îl lăsa eu așa la... Survival, CMP și alte... Bă, cum? Diamante? Serios? Deci nici nu mai am reacție la aceste diamante, sunt ce să fiu. Bă, fac, am uitat să sunt sus. Deci vreau să fac chestia asta puțin mai mare, o să mergem să luăm lemn. Bine, o să pun eu
în următorul videoclip o să mă duc eu după de asta, mă, după lemn. Sper că nu mai dăm de diamante, că am plictisit, dau de diamante, bă. Stau, pun pickaxe-ul în chest, după aia, hai la ori, du-te, mai iau o dată pickaxe-ul. Știi? Bă, e ciudat. Ciudat că mi-a picat așa, ceva gen, nici nu mă așteptam să -mi pice deja, deci nici nu mă așteptam. Nu știu dacă voi vă aștepta, bă. Băi, Nea Gigele, cât te-ai pui? Adică, noci, iară, mâncate. Câte mi-ai pus, bă, tati? Am făcut deja vreo un stack. Câte mai pui? Eu, casă. Bă, cumva am multiplicat diamantele? Bă, e mișto faza cu Fortune-ul. Și oricum, e mișto că mi-a căzut Fortune. Da, e adevărat, mi-e cu mișto. Ok, bă. Hai, mă, că... Hai să mergem să găsim lapis, bă, pentru că... Lapis nu mai am. Și dacă nu mai am, e o problemă. Dacă e o problemă, nu e bine. Ok, bă, vedem că mi-am făcut gheppeluri. Da, fraților, deci... Țineți minte că eu am găsit niște gold? Dacă nu țineți o de la caut episoade și să vedeți că eu am găsit niște gold. Nu aici. Mai în partea asta. Oricum, dacă n-am făcut un episod, înseamnă că eu știu sigur că am găsit niște gold. Și de ce nu ca Laur să se gândească să ducă afară să ia el mere, mă, de ce nu, mă? Bă, de ce sunt dus să iei mere? Am luat niște mere înainte să știu că eu o să dau de diamante și de ce am mers aici, nu știu. Cred că să găsesc lapis, da, așa, să găsesc lapis. Și hai să spun noi pe aici, pentru că... mă îngroapă! Bă, ești nimun! Așa într-o dată s-a pus tot ăsta. E bine că avem lopată bună. Și da, eu am stic gumă, normal, mamă, dislike, Laur, nu este și gumă, dislike, unsubscribe. Ok, what, nu se vede, bă, cred că e bug de la 012. Ok, dar nu contează, această chestie, bugurile 012-ului. Bă, și sper să mă aud mai bine față de alte episoade și vedem că se vede gameplay-ul 240, îmi pare rău, dar mie mi se pare că mie se mișcă mai bine decât să dau pe 720 și să ne plictisim de moarte, că mie mi se lăguiește ca dracu'. Mai bine lăsăm așa și, nu, chestii. Mai bine lăsăm așa și, da, frate. Bă, dar mă enervează că se pune și pace și știți cât de enervant să stai să... Stai după niște gravel. Ok, mai bine. Hai să lăsăm așa. Bă, dar mi-a picat aici chestii. Hai să facem și pe aici. Bă, și da, bă, dacă vreți mai ține această serie, vedem că deja este mișto seria. Deci mie așa mi se pare, seria mi se pare mie mișto. Băi, fraților, bă, știți cât am căutat după acelea diamante? Cred că am fost 30 de diamante, dintre care mie mi-a căzut aproape un stack. Deci, de n-am căutat diamantele alea de am înnebunit. Evident, am înnebunit, nu știu cum să zic, dar îmi vreau să caut, am vrut să caut diamante, m-am dus pe afară, am făcut încă 5 mine. Și normal că Laura trebuie să ia și lemn. Și dacă eu am luat lemn, cum vă spun, mi-a picat mere. Și știu că aveam gold ăla în chesturi. Dar da, vedem că am mutat chesturile, nu mai stau aici în mijloc, sunt aici lipite de perete. Și e mai bine. Și aici am făcut un ăsta cu blocuri, unde pun numai blocuri și da, am greșit aici o chestie. Să luăm toate blocurile care le avem aici în momentul dat. Chestii. Bă, da, bă, deci am făcut remediere. Cu remediere în chesturi. Acum blocuri la blocuri, iteme la iteme și cam așa. Ok, bă, am deja multe chestii. Multe chestii în inventar și e plictisitor. Și da, iar filmez cu scârâm. Da, fraților, cred că mă las de OBS-ul ăla, pentru că îmi place mie OBS-ul, dar se vede calitatea la fel ca pe scârâm. Și stați, vedem dacă cât am filmat, dacă până aveam. Bă, înregistrăm de 9 minute. Păi să caut eu la business-ului. Fac chestii off-camera în această serie și de ce mi-am luat eu toate diamantele. Da, fraților, am făcut un stack și 9 diamante. Și da, hai băgăm un gheppel așa de sfârșit, pentru că totuși am chef să bag așa un gheppel de sfârșit, nu știu de ce. Băi, și armura mie mi se pare că hai să mă ajutat să ne punem toată armura pe noi, că da. Like boss. Ok? Hai facem o chestie.
Ok, păi, mă rog, cam atât a fost că și... Mamă, ce-am pus abie. Deci, uitați-vă, numai... Deci, asta nu v-am arătat. Uitați-vă ce-am pus abie. Deci, dacă dau... Gen, dacă vreau să fac rost de mâncare, mă duc sus, omor un pic și am făcut rost de cea mai bună mâncare. Ok, păi, mă rog, uitați. Cam atât a fost acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri. Să dați un comentariu dacă vreți să-mi spuneți ceva pentru serie și pentru alte chestii, pentru info și, da? Și noi ne vedem la următorul episod. Bye, bye!